Bună, draga mea! Sunt Luna Ala! Berbec 2020 În acest an te poți baza exclusiv pe capabilitățile, punctele forte și aspirațiile proprii. Astrel avertizează, nu merită să aștepți ajutor de la Marte, guvernatorul tău astral, deoarece nu va mai exista niciun sprijin. De aici sentimentul de neajutorare totală, lipsa de speranță ceea ce se întâmplă. Astrele te sfătuiesc să mergi la atac, dar să nu alergi după dificultăți, ci să redepășești. Pentru viitor, un astfel de spirit de luptă va avea un efect pozitiv, va pune bazele noilor realizări. Câteva luni la rând, nu va fi posibilă depășirea tensiunilor din sfera muncii și a afacerilor. Perioada cea mai dificilă va fi de la prima lună anului până în aprilie. Îți vei putea realiza oportunitățile de carieră prin respectarea principiilor prudenței, inclusiv cele de protejarea creierului, și de odihnă activă. Vara este sezonul pentru echilibrarea vieții personale și a afacerilor. Începutul anului 2020 îl poți petrece în descoperiri. Este posibil să găsești în tine un talent neașteptat sau o dorință destul de nestandard. Stelele te sfătuiesc să tratezi descoperirile cu toată seriozitatea, datorită lor, vei avea șansa de a-ți schimba radical viața, umplând-o cu plăceri proaspete. În luna februarie, este mai bine să ai o vacanță și să te odihnești puțin. Examinarea de sine și intuiția bruscă care a avut loc în luna ianuarie necesită multă energie și rezervele tale pot fi aproape epuizate. În plus, în curând, anul șobolanului de metal va deschide oportunități pentru creșterea carierei și autoralizare și trebuie să le poți utiliza. Deci, corpul și spiritul ar trebui să fie în formă bună. În prima jumătate a anului, rudele în vârstă vor necesita o atenție sporită sunt posibile dezacordul și pierderea înțelegerii reciproce. Stelele oferă o modalitate interesantă de a construi poduri pentru a atrage oamenii în viața ta. În mod neașteptat, bătrânii pot fi foarte folositori, cel puțin în ceea ce privește ideile. Aceste lucru îți va permite să stingi conflictul în devenire. A doua jumătate a anului șobolanului de metal va fi plină de evenimente și trebuie să te pregătești pentru acestea luând o vacanță în iulie. În caz contrar, dragostea secretă, o sursă suplimentară de venituri, un nou hobby și activități sociale active care probabil te așteaptă în această perioadă, vor duce la epuizare nervoasă. În decembrie 2020, vei găsi un caleidoscop de întâlniri prietenoase și evenimente sociale. Abundența de noi cunoștințe va aduce plăcere și beneficiu vei primi cunoștințe de afaceri noi sau vei obține o ofertă bună de muncă. Cu toate acestea, deliciile gastronomice te pot face să te privești altfel. În sensul literal, în a doua jumătate a lunii decembrie există riscul de a descoperi că blugii tăi preferați nu se potrivesc cu tine. Nu aștepta ca 1 ianuarie să-ți schimbe stilul de viață, dar să-l revizuiești exact în momentul în care observi că ceva nu este în regulă. Dragostea pentru berbec în anul 2020. Anul șobolanului de metal este extrem de reușit pentru succesul în viața personală. În primul rând, vei avea mai multă încredere în tine, vei simți farmecul feminin, atractivitatea și în cele din urmă vei putea să-ți exprimi în mod de deschis sentimentele. Și aceasta, la rândul său, va avea un efect benefic atât asupra relațiilor care vor fi să apară, cât și asupra celor deja existente. Trebuie să recunoști că este plăcut, și chiar într-o oarecare măsură util, să te simți brusc ca o stăpână de plină a situației. Îți vei permite să influențezi ușor un soț sau un iubit pentru a lua o decizie importantă, mai ales când un bărbat este încântată de tine și de manierele tale de comportament. Poziția planetelor pe astrogramă ta arată în mod clar că vei fi maestrul familiei în 2020, bineînțeles că ești tu, cu toate acestea, nu striga la partenerul tău în fiecare situație, va fi de ajuns că fără o consultare prealabilă cu tine nu veți trece nicio afacere sau evenimente de familie, în plus, fanii te vor întâmpina de mai multe ori pe parcursul anului. Pot să flirtez puțin deoarece pentru familie nu va exista niciun risc. Din potrivă, partenerul, deja obișnuit cu tine, simțind că ceva e în neregulă, va începe să te prețuiască mai mult. Dacă ești singură, astrele promit că în viața personală nu te vei odihni. Vei avea un nou hobby, un fan și poate chiar un iubit. Această relație te va mulțumi și, în plus, va crea un sentiment de sărbătoare neîntreruptă, adevărat, înțelepciunea ta naturală nu-ți va permite să tratezi aceste sentimente ca ceva neclintit, adică să le vezi ca stabilite odată pentru totdeauna. Chiar dacă până la sfârșitul anului relația dispare complet, o vei aprecia în continuare și vei fi recunoscătoare Universului pentru că a fost în viața ta și a adus atâta fericire cariera și banii pentru Berbec în anul 2020. În 2020, vei cheltui banii foarte atent, dar nimeni nu te poate învinui pentru zgomot. Dacă vei respecta echilibrul dintre economie și generozitate, muncă grea și odihnă veselă, vei putea să trăiești în acest an fără dificultăți financiare. Te poți aștepta la profituri semnificative în mijlocul verii și în ultimele zile ale toamnei. În aceste perioade, nu uita să acorzi asistență materială rudelor în vârstă. Momentul achizițiilor majore este a doua jumătate a lunii ianuarie și începutul lunii februarie. Du-te la magazin cu un obiectiv clar declarat, nu schimba soluția sau obiectul interesului tău, chiar dacă vezi ceva mai atractiv și mai ieftin. Condițiile cele mai favorabile pentru punerea în aplicarea planului vor fi furnizate de stele în 23 ianuarie. La începutul primăverii, te poți aștepta la oferte bune de la prieteni. Poziția planetelor pe astrograma ta va contribui la cooperarea de succes cu oamenii apropiați. Suma plătită pentru munca ta este mai bine să fie discutată în avans, astfel încât ulterior să nu apară neînțelegeri nervante se pot produce dificultăți financiare ușoare la jumătatea primăverii. Acestea vor fi asociate cu necesitatea de a plăti facturi, cheltuieli pentru reparații sau de actualizarea aparatelor electrocasnice. Vei simți nevoia urgentă de a completa bugetul la începutul lunii aprilie. Din fericire, stelele nu numai că te vor pune în fața unei probleme, ci te vor învăța cum să rezolvi rapid și fără durere. La începutul verii, este recomandabil să faci cadouri rudelor și prietenilor. Situația financiară în această perioadă promite să fie foarte bună, deci să fii generoasă, mai ales pentru cei care te-au ajutat în momente dificile. La sfârșitul lunii iunie, planetele îți vor spune cum să îi mulțumești celui iubit. Urmează cu încredere în boldul inimii tale, nu cheltui la întâmplare, iar obiectul pasiunii tale te va duce în brațe. Dacă cineva îți cere să împrumuți o sumă mare la începutul toamnei, nu refuza. Doar asigură-te că discuți termenul de rambursare și este bine să fie numai târziu de începutul lunii decembrie, pentru că în această lună vei avea nevoie de fondurile împrumutate. Viața de familie pentru berbec în anul 2020 Dacă ai o familie, te așteaptă o perioadă dificilă, la început armonia perfectă, Apoi aproape un divorț. Nu ți face griji, totul este în mâinile tale. Dacă te-ai născut în prima decadă a semnului, respectiv între 21 și 31 martie, în familie se poate să fie acumulată nemulțumire, poate că au apărut iritări, ești gata să descompui alianța și să arunci totul. Păstrează emoțiile pentru tine, observă doar lucrurile bune în partenerul tău spune cât de minunat este. Comunicarea plăcută și grija vor readuce încrederea și armonia în cuplu. Comunică cu copii mai des, aranjează mici petreceri la domiciliu, distribuie fotografii, cheamă rude în vizită. Dacă te-ai născut în a doua decadă a semnului, respectiv între 1 și 10 aprilie, dacă există dificultăți la locul de muncă, caută ajutor și sprijin în familie și... Dacă există o problemă cu partenerul tău, rezolvă pe loc cu tact și calm. Nu menține o atmosferă negativă, angajează-te în creativitate, desenează, tricotează, brodează, colorează mandale. Dacă te alături copiilor, puteți să experimentați rețete împreună, să gătiți și să decorați diverse feluri de mâncare și apoi să beți ceai cu un tort de casă dacă te-ai născut în a treia decadă a semnului, respectiv între 11 și 20 aprilie, autorealizarea este bună, dar nu trebuie să uiți de problemele interne. Comunică mai mult cu cei dragi, găsește timp pentru plimbări comune. În vacanță, încearcă să mergi la mare, te va energiza puternic, vei obține forță pentru noi proiecte. Prietenii sau rudele apropiate pot avea nevoie de ajutorul tău oferă-le suport și atenție maximă. La sfârșitul anului, te poți răsfăța cu călătorii sau cu o mare achiziție, pentru că îți vei permite finanțarea. Sănătatea pentru berbec în anul 2020. Evită răcelile și bolile virale, bea ceai în loc de cafea. Folosește din vreme antioxivita pentru a te imuniza. Dacă te-ai născut în prima decadă a semnului, respectiv între 21 și 31 martie. În timpul iernii, îți sunt recomandate schiurile și patinele, în primăvară, alergare prin parc și sală de gimnastică, în timpul verii, în not și ascensiuni pe munte, iar în toamnă dansul și aerobicul. Adaugă în meniu mai mult verde, nuci și semințe, iar mulți îți vor invidia energia și figura fină. Dacă te-ai născut în a doua decadă a semnului, respectiv între 1 și 10 aprilie te poate acoperi depresia, apatia. Comunică doar cu persoane pozitive, vizitează un cosmetician și treci prin proceduri de tratament ale pielii, schimbă-ți imaginea și înfrumusețează-ți lumea. Găsește timp în programul tău nebun pentru a restabili echilibrul și liniștea minții. Pielea feței poate necesita o atenție deosebită. Îți sunt recomandate gelurile hidratante cu extracte de melc. Dacă te-ai născut în a treia decadă a semnului, respectiv între 11 și 20 aprilie, ești prea emoțională și impresionabilă, astfel încât te durerile de cap te pot te deranja adesea. Menajează-ți sistemul nervos. Ascultă muzică clasică, sunete din natură, băi cu laiuri aromate, lavandă, portocală, mentă. Fă băi cu sare de mare, ieși mai de zi în oraș. La revedere, draga mea! Nu uita că în fiecare zi îți dăruiesc o previziune și o etalare de tarot! Te aștept!